copiii noștri admiratori ai cântecului popular. Vă salutăm cu respect de aici, de pe vatra satului nostru. Bună ziua! Bună ziua! Măriuca, cred că astăzi vom avea o emisiune așa, cum de obicei știm să o facem. Să ne placă nouă, să le placă invitațiilor și să le placă și telespectatorilor. De drag de dumneavoastră ne străduim noi. În această ediție avem o personalitate de primă mărime. Este din satul Crihana Veche, de la noi, de pe malul Prutului. Este doamna care a reușit să cultive inteligență, erudiție în generații de copii și întreg satul. Doamne, cât de frumos e! Întreg satul să te respecte, să te aprecieze și să te iubească. Este vorba de doamna Maria Florea. Satul nostru o cunoaște ca o privighetoare a satului Crihana Veche. Cântă de mică, a cântat toată viața. Și noi astăzi suntem bucuroși să vă spunem, doamna Maria Florea, bună ziua! Vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația. Da, cu ceva timp am fost la dumneavoastră, așa acolo e, acasă, cu Măriuca. Astăzi suntem aici, împreună. Da, mulțumesc. Cum vă simțiți că ați ajuns aici, pe vatra satului? Da, am ajuns în bătătură. Mult mi-am dorit să ajung în platou. A venit și ziua aceasta frumoasă, anume la emisiunea Auricăi Varpic. Eu am mai spus că anumite înregistrări am făcut cu doamna Veta Ghimpu Munteanu prin 93 la radio, ei și alte concerte și pe tot teritoriul aproape a Uniunii Sovietice și peste hotare. Dar la emisiunea Auricăi Varpic mi-am dorit foarte mult să ajung. Eu lucrând, iată, 22-23, anul acesta e al 50-lea de activitate. Și am lucrat cu studenții de la universitatea noastră Bogdan Petrei cu HD-ul din Cahul și până în prezent câte ceva mai am. Și cu cei de la gimnaziu, licee, limba franceză, am arat ogorul limbii franceze și nu m-am despărțit niciodată de cântecele culese de la tatăl meu, Gheorghe Florea, zis al lui Știrbu. Mulțumesc, Aurica dragă, Aurica noastră dragă, că ne-ai invitat. Și eu am să spun ca vorba proverbului, mai bine vorbă înainte decât ciudă pe urmă. Am să fac o dedicație. Aurică dragă, tu la noi în sat când vii, aduci lumii bucurii. Să fii mândră, să trăiești, Aurică din povești. Vă mulțumesc frumos! Și sănătoasă! Să fiți dragi telespectatori, acești copii nu sunt străini. Sunt de acolo, din Crihana Veche. Da. Mi-am dorit să fie această întâlnire, această șezătoare a sufletului. Da, pe timpul la șezătoare se mai lucra, mai țeseau, mai scărmănau lână, mai curățau popușoi. Noi astăzi suntem setoși să o ascultăm pe doamna Maria Florea, să o omagiem. Nu pot să o omagiez așa decât în picioare. Doamna noastră scumpă și dragă, cred că tot satul acum mă susține în aceste momente. Iată, așa? În data de 25 octombrie, spune. Veți fi omagiată. Da, spune. De toți. Jubileu. Ați ajuns la onorabila vârstă, aniversarea 70-a. Mulțumesc, Dumnezeu. Noi vă dorim mulți ani și toți frumoși. Sunteți exemplu și model pentru noi crihănenii. De ținută, de gândire, de fapte bune, mulțumesc, de acțiune și optimismul dumneavoastră.
și valorile care le aveți vor fi comoară pentru noi. Mulți, mulți ani! Măriuca a fost încântată atunci când am fost la dumneavoastră acasă să vă asculte cum cântați. Vă mai așteptăm! Dacă vă rog foarte frumos, vă rog foarte frumos, o secvență, nu insist mai mult, ce va cânta tăticul dumneavoastră? Da. Cred că voi interpreta Mămână taica la sapă. Mămână taica la sapă, hirear e când nu-i dragă, sapa-i lată, coada-i lungă, nu mai strâng eu bani în pungă, nu mai strâng eu bani în pungă. Sapa-i lată, coada-i lungă, nu mai strâng eu bani în pungă, nu mai strâng eu bani în pungă. Mămână taica la plug, hirear el din meșteșug, hirear el din meșteșug, nu știu boii să-i înjug, nu știu boii să-i înjug. Eu îi înjug cu coadele, ei mă împun cu coarnele, ei mă împun cu coarnele. Uf, mămână taica la coasă, hirear e când nu mă lasă, hirear e când nu mă lasă să mai stau la umbra deasă, să mai stau la umbra deasă, să mai stau la umbra deasă cu o caua plină rasă, cu o caua plină rasă. Dar nici cu sapa noi prăși, nici cu coasa noi cose, mai ghinim oi hodini. Asta-i bre! Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Dragii noștri, cred că ați observat ce simț al umorului are doamna Florea. Dacă încerc acum să aflu în ce constă longevitatea, în ce constă să vă păstrați frumusețea și sufletească și trupească? Vai! Frumoase cuvinte! Pentru mine, Aurică dragă, și toată lumea bună din platou, toată puterea a venit de la pragul casei părintești. Eu am avut oferte nemaipomenit de frumoase, uneori, cum zic colegii mei, așa de bogate, dacă eu nu m-am putut despărți de vatra părintească mai mult de o lună, poate două, să revin eu și să-l văd pe Mișa Cazacu, verișorul meu, să văd pe Vasilisa, Florea Surugiu, sau elevii mei, sau de acum viitorii studenți. Eu cred că de aici vine seva. Bunii noștri prieteni, doamna Maria Florea, mulți, mulți ani a cântat. Dar să ne spună dumnea ei, cine v-au fost acei lăutari care v-au acompaniat, cu care ați mers în turnee? Eu, cum ai și menționat, de mică, fiindcă tatăl meu a cântat și de fapt neamul Aldi Știrbu, cântăreț și chiar și dansator, numai că tetica meu era ca un trunchi, nu prea putea el dansa, așa era felul lui. Noi am început cu Mihal, cu Badea Mișa Cazacu, cu Mișa Cazacu, fiindcă el e verișorul meu mai mare, așa spun eu, verișorul da, meu mai mare. Da, a fost în platoul nostru, ne-am bucurat foarte mult. Da, da. Mai pe urmă am început să activez la Casa de Cultură raională din satul Pieliniei. Pe urmă la Cahul, dar am lucrat din 75 până prin 95 cu Toma Acriș, maestru Toma Acriș, conducător artistic al ansamblului Doruleț. Am avut turnee, cum v-am spus, nenumărate. Și înregistrări avem și la radio, și la Ostanchino, când a fost timpul, și peste hotare. Respectiv, am avut programe și cu dansatorii Cimpoieșu de la Manta.
A fost un platou, da, aici. A fost copii, dar Cimpoieșul cel de altă dată. Da, da. Am conlucrat cu Cimpoieș și ansamblul Doruleț, cu domnul Dumitru Fustu, când a făcut filmul Duminica Sufletului. În limba rusă a fost tradus Praznic Dușii. Acolo am interpretat cântecul Tăticul meu. Dar cel mai mult cu ansamblul Doruleț am activat. Am conlucrat, sigur că de acum având culese, pentru mine dragul Valeriu Chipier, cu moștenitorii lui, cântă cântecele mele și Mărioara să... Da. O să culeagă din ele, cred. Cu siguranță. Maria Mărica. Tincu. Da, Maria Tincu. Să vă povestesc despre cum am auzit numele Maria Tincu. Dar bălțile noastre, pe timpuri, strada pescarilor a noastră, pe noi aveam denumirile ca în oraș. Foltanele, Bribarele, Salcia, Nirioarele Mici, Bălașa, că ai noștri, pot să vă spun. Și era printre insulițele astea una din ele frumoasă, cu apă limpede, se numea Trincu. Și eu când am auzit Maria Trincu, măi, Trincu, cred că aia și denumire frumoasă ca la noi, la Crihana. Dar pe urmă am înțeles Maria Tincu. Eu cred că nu o să-mi dea voie să mint, dar Măriuca s-a îndrăgostit de satul nostru și s-a îndrăgostit de dansatori, de pasul nostru de dans de acolo, de la sud, din Crihana veche. Și atunci când am fost în sat, după aia a zis, m-am simțit bine, spune Măriuca, m-am simțit bine când am văzut că am pentru cine cânta. Că... O ascultă pe Maria Florea. Da, așa este. În primul rând, la Crihana veche am întâlnit atâția oameni cu suflet frumos, oameni atât de primitori, oameni talentați și copii. M-a uimit faptul că de la mic la mare toată lumea dansează, toată lumea știe să facă o adevărată sărbătoare. Da, sunt minunați. Dumneavoastră ați mers cu Cimpoieșul de la Manta, da? Da. În turnee și la Moscova am fost, și în Bulgaria am fost. Unde acum în România. Vă însoțeau. Da. Cântați în română. În română. Eu am cântat și în franceză. Eu eram și prezentatoarea programului. Prezentatoarea programului Maria Florea. Și apoi eu traduceam anumite în limba franceză. Dacă era nevoie de engleză, chemau alt traducător. Și anumite cântece, chiar Ionel Ionelule, o strofă m-am străduit de am tradus-o în limba franceză. Ionel ami, tu e peut-être le plus beau garçon de Moldavie, mais tu ai un drôle de manie. Tu bois, tu vas devenir mougie. Ionel, écoute-moi. Ionel, ne parle pas. Viens avec moi en Valais, où on ne fait de fumée. Ce frumos, ce frumos! Da, că trebuia să fiți înțeleasă de acolo când mergeați în turneie. Da, da. Mulțumesc, așa e. Doamna Florea, știu că dumneavoastră urmăriți emisiunea la noi în sat. Da. Urmăriți. Regulat. Exact. Se prezintă bine interpreții, invitații noștri? Lasă de dorit? Ar mai fi ceva? Spre exemplu, să atrag atenția asupra mesajului, asupra versului cântecului? Sau e bine așa? Melodiile se aseamănă? Au linia melodică? Ar trebui să fie mai variat? Cum e? Eu nu m-aș sucoti să spun așa cel mai mare expert. Aș spune părerea mea. Rog să nu neglijeze invitațiile, asta eu o spun, să nu neglijeze invitațiile Auricăi Vartic la emisiunea La Noi în Sat, indiferent de nivelul, rangul sau mai știu cum se mai... Că toți am pornit de la noi, din sat. Chiar mai toți. De la Vatră. Da. Doamna Maria,
Dar nici nu le veți da voie să cânte ce nu trebuie, cred eu. Totdeauna aici, în platou, au venit oameni buni, oameni frumoși, distinși, la suflet, da, și care știu să slujească altarul ăsta al cântecului nostru popular. Astăzi, sigur că îmi doresc să vă facem și noi unele surprize, poate micuțe, poate o să le înțelegeți, poate o să vă gândiți că nu v-am anunțat înainte, dar ne-am dorit foarte mult. Foarte mult mi-am dorit să vă invit așa o prietenă de pe timpurile studenției, care atunci când a venit în platoul nostru și a aflat că sunt din Crihana Veche, în acel minut a întrebat de dumneavoastră. Și a zis: ce face doamna Maria Florea? Cred că e momentul să o invit pe doamna Tamara Țurcanu, așa cum o știați dumneavoastră, da, pe timpul studenției, să vină să vă vadă așa peste ani, să aveți acele emoții, să retrăiți unele clipe din anii studenției sau care ați cântat pe aceeași scenă, v-ați admirat, v-ați respectat reciproc și cred că niciodată nu e în plus o emoție, fie ea cât de micuță, da? Cu mare drag o aștept aici în platou pe doamna Tamara Țurcanu. Bravo, ia uite, Aurica. Da? Vă rugăm frumos, bună ziua, bună ziua! Bună seara! Cu anii urmă ați venit cu ansamblu. Astăzi, iată, aveți ocazia da, eu să am o vedeți pe doamna Maria Florea. Mulțumim, doamna Aurica, da, că ne-ați făcut așa o surpriză să ne întâlnim. Aproape 50 de ani avem de când nu ne-am întâlnit. 50 de ani! Ia să vedem! Care e mai zdravă? Aurica, mulțumesc, Tamara, da, să ne cânt ceva frumos. Da. Vă rugăm frumos să luați loc. Vă rugăm frumos să luați loc acolo, da. Vă rugăm frumos. Doamna Tamara Țurcanu Costeniuc, vă ascultăm. Depănați amintirile. Cum ați cunoscut-o pe doamna Maria Florea? Cum v-ați împrietenit? Cum ați cântat împreună? Deci, lucram la casa de servire din Singerei. Așa. Lucram cu găzdașa. M-a luat acasă, mi-a spus: aici tu o să locuiești cu mine, că lucrăm împreună. Seara vin fetele. Noi, îmi spune tata Franea: de grabă să ne vie fetele, hai să facem ceva mâncare. Acușa să ne vie fetele. Dar noi... repede, hai să facem mâncare. Vin fetele, necunoscute. Da. Noi învățam la bălți. Ele învățau la bălți. La Maria institut. Și Leana. Așa, cu tuș. Atunci am gătit masa, ne-am așezat, am mâncat. Ce o să fie mai departe? Cântecul. Cântecul. Așa e, da. A început doamna Maria să cânte. Să cânte. Cânte, doamna Maria. Eu începeam des a cânta, fiindcă ei ziceau: ei, de-am avea noi o bondiță să te îmbrăcăm, că la voi se fac așa de frumoase bondițele la sud. Ia să cânți un cântec. Dar eu începeam acest cântec întotdeauna. Dragă mie, unde am venit, dodă, dodă, și cu cine m-am întâlnit, dodă, dodă. Dragă mie, unde am intrat, dodă, dodă, și cu cine m-am adunat, dodă, dodă. E și tot cântecul cum vine, Marita noastră. Așa, așa cântecul, ne-am prietenit. Așa începeam eu să cânt. Și a trecut 50... Doamna Tamara, cântați împreună? A fost, da. A fost, așa, 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 dar mă, 50 de ani. Da. Se da. Mai uită. Mă iertați dacă îndrăznesc să vă cer să cântați măcar o strofă pentru doamna Maria Florea? Ascult cu plăcere. Ia să vedem. De e pace, sănătate, omul le face pe toate. Și-am zis verde, foi maline, ascultați lumea la mine...
ascultați-vă plin de bine. Ascultați că am să vă cânt despre lucrul cel mai sfânt, căci de cât ești pe pământ, sănătatea-i lucru scump. Bravo. Căci o veche, căci o vorbă veche spune, omul cât trăiește în lume, de e pace, sănătate, omul le face pe toate. De e pace, sănătate, omul le face pe toate. Stai o clipă, omule, lasă supărările și mi-ascultă vorbele. Stai o clipă, omule, lasă supărările și mi-ascultă vorbele. Geaba ai case palate, geaba le mai faci pe toate, dar dacă n-ai sănătate, să poți duc greul prin toate. Căci o vorbă veche îmi spune, omul cât trăiește în lume, de e pace, sănătate, omul le face pe toate. De e pace, sănătate, omul le face pe toate. Omul lume cât trăiește, viața nu și-o prețuiește, ce urmă nu mai gândește. Omul lume cât trăiește, viața nu și-o prețuiește, ce urmă nu mai gândește. Tocmai când îmbătrânește, viața el și-o prețuiește și nu știe ce să facă, de-ar mai fi tânăr odată. Căci o vorbă veche îmi spune, omul cât trăiește în lume, de e pace, sănătate, omul le face pe toate. De e pace, sănătate, omul le face pe toate. La mulți ani! Eu vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației și ați venit aici să-i provocați emoții doamnei Maria Florea. Vă rog să rămâneți cu noi pentru că urmează și o altă surpriză.
Dragilor, n-am invitat întâmplător ansamblu etno-folcloric moștenitorii de la liceul Lucian Blaga. Sunt dirijați de etnograful și faimosul interpret, binecunoscutul istoric, Valeriu Chiper. Acest cântec care l-am auzit la Maria în Cotul Văii a fost cules de la doamna Maria Florea, doamna pe care o omagiem astăzi. Valeriu, mai multe ne spui. Mă bucur nespus de mult că am putut veni, cu toate că nu mai ne-am schimbat sediul și vreau să spun că copiii ăștia au pregătit doar în câteva zile acest cântec și de acum la părerea spectatorilor cum au interpretat, dar eu sper să fie cu ori frumoase. Cu doamna Maria am avut deosebită onoare și plăcere să mă cunosc de când eram chiar adolescent. Deci a fost așa în viața mea, deci o mică ușiță, deci de a face câțiva ani la colegiu pe atunci, da, colegiu de meliorație, deci din Cahul, unde doamna Maria Flor era profesoară, zic eu și corect, că zic de română, moldovenească n-a mai fost de română, pentru că toți o făceau românca, deci era de departe, o făceau românca, vine românca, vorbește foarte frumos. Și pe adevărat, cred că asta și ne-a făcut, ne-am împrietenit, am participat la o serată, deci la, în cadrul deci, colegiului, am zis profesor de română și franceză. Era, pe atunci știu că cânta, deci era interpretă de muzică populară, deci în Izvoraș, Cahul, avea o ținută deosebită, era stimată, vreau să spun, din culise, era stimată de toți studenții de la acest colegiu, locuia nu departe, i-am cunoscut și soțul, i-am cunoscut și copilul, chiar la naștere l-am cunoscut, băiatul, și vreau să spun că am dus o prietenie așa, zic eu, frumoasă mai mulți ani. Câte ori ne-am întâlnit, am avut deosebită plăcere să mă întâlnesc cu doamna. Și iată, într-o zi, într-o bună zi, sunt căutat de doamna Maria la telefonul fix. Așa. Și îmi spune ca să mă duc la radio, să iau deci niște înregistrări de acum 30 de ani, cât că în urmă, cam așa, da. Să încercăm să... Cu Veta Ghimpu. Da, cu Veta Ghimpu, deci făcute acum vreo 30 de ani, și să încercăm să le introducem în colectiv. Când le-am prezentat copiilor, colegilor mei cu care conlucrăm, pentru că avem câțiva colegi, coregraful, avem deci băiatul acompaniatorul nostru, mai aveam naistul, vioristul, când le-am prezentat aceste piese, le-au plăcut enorm de mult și chiar din cadrul repetiției, da, îi dădeam crâmpeie doamnei Maria, cam așa la peste o zi, îi dădeam crâmpeie, uite la ce nivel suntem acum, la ce nivel suntem asta. Și eu zic că ne-a ieșit. Am pus cele mai frumoase piese care le-am întâlnit acolo, deci, dar acum mai avem câteva doine deci de acolo din cadrul acestui CD micuț și eu cred că mai urmează să mai facem. Noi ca atare suntem axați pe folclorul de sud. Eu vin, nu departe, doamna Maria, vin din Cășița Prut. Și m-a bucurat că doamna, după ce nu ne-am văzut atâția ani, a fost și conducătorul formației de studenți, așa, în cadrul colegiului, a fost acules, a cutăierat tot sudul și a cules materiale autentice frumoase. Și să știți, cine spune că nu mai este folclor autentic, să fie iertat îndrăzneală, dar nu au dreptate, pentru că folclor autentic mai avem, există, numai, cum spunea o profesoară de-a mea, este bine să căutăm ca să-l găsim și să deschidem ușile. Noi, ansamblu moștenitorii, avem în repertoriu, chiar acum în timpul pandemiei, vreau să acum să mă laud un pic cu ansamblu, când am făcut-o singur, am făcut-o cu primele promoții de copii care ne-au ajutat financiar, cu părinți, cu cei care iubesc folclorul. Am înregistrat 72 de piese în studio și 12 dansuri le avem. Deci dansuri autentice, dansuri de la vatră. Și cu asta ne bucurăm că în pandemie n-am stat degeaba și am căpătat chiar gustul și eu și colegii mei, copiii, când s-aud sau când dau cântă lucrarea, deci acasă, părinților, rudelor,
Deci este o bucurie mare. Acum suntem în prag de a, pregăti repertoriul de iarnă, pentru că avem un repertoriu frumos de colinde, deci piese cu teatru popular de iarnă. Și iată, încă o dată, deci mă bucur că ne-ați onorat, chemându-le la această emisiune și am putut face întâlnire cu doamna Maria, dorindu-i multă sănătate, putere de creație. De fiecare dată câte ori mă duc, deci am plăcerea să ne întâlnim, deci în satul Dumnezeu, acolo, în Cotul Văii, chiar știți copii, chiar doamna Maria locuiește chiar cum spune cântecul. Eu am văzut Cotul Văii, am văzut deci malurile, deci bățelui, coada de pește chiar, deci dar urmează. Are o grădină extraordinar de frumoasă, acolo în Cotul Văii are o măsuță frumoasă, unde fiecare oaspete este primit cu plăcere. Mulți ani înainte, doamna Maria, și să aveți putere să mai povestiți, pentru că sunteți o enciclopedie a sudului, a satului, deci Crihana Veche, și vreau să spun că crihănenii încă nu v-au descoperit de ajuns. Nu v-au descoperit, la sigur, pentru că aveți un repertoriu bogat acolo, eu am un cântec care urmează să-l facem, nu l-am făcut cu prima generație, deci un cântec pescăresc, foarte frumos, dar o vecină de-a dumneavoastră, profesoară de educație tehnologică, pare mi se, încă de pe timpul cinelului, acum vreo 30 ceva de ani în urmă. Așa că eu îndemn pe cei care sunt de la vatră să, și vreau să spun chiar fota care o poartă doamna Maria este o fotă copie, mot-a-mot, după o fotă de la Crihana Veche, care colegul meu de clasă, Vlad Cubreacov, mi-a trimis-o în poză. Și iată, 5 luni de zile, o mămică de informație a lucrat la această fotă și am vrut chiar prima să fie care îmbracă, apropo, sunteți prima care a îmbrăcat-o, este doamna Maria. Și ea, care o vedeți aici, ca să demonstrăm că și la sud sunt ei tradiționale, este din o copie, deci după modelul din satul de alături, Vadului Isaac. Mulțumesc! Măriuca, cred că e timpul să mulțumim în primul rând doamnei Maria Florea că a dat curs invitației, să vă mulțumim dumneavoastră că ați venit aici, ca astăzi să-i producem emoții frumoase, să-i producem acele clipe, să retrăiască acele clipe din copilărie. S-a uitat cu mult drag doamna Florea la acești gâgâlici, la acești bobocei, se vede pe dumneaei. Doamnă, noi vă datorăm recunoștință. Cei care promovăm cântecul popular, folclorul, vă datorăm recunoștință. Să ne fiți sănătoasă mulți, mulți ani și toți buni. Doamna Aurica, dacă îmi permiteți așa un improvizer, eu vreau ca doamna Maria, că a fost dascăl, să le spună un cuvânt, deci, despre folclor, dacă merită să studiem folclorul copiilor de aici și copiilor care ne privesc din toată Republica Moldova. Eu vreau ca o încurajare, că nu numai Valeriu Chipieru sau Aurica deci să spună aceste cuvinte, dar doamna Maria, ce părere aveți? Da. Merită ca să învățăm în școală, deci, folclorul nostru tradițional? Indiscutabil. Chiar și la momentele ani trecuți când am avut înregistrări și îmi puneau întrebarea: cum o să traducem în franceză, folclorul va rămâne veșnic? Și eu traduceam, da, folclorul va rămâne veșnic. Le folclor sera toujours vivant. Studiați-l, promovați-l cu mult drag, că este de unde culege. Și noi vom dăinui prin folclor. Prin folclor, adevărat. Mulțumesc frumos. Mulțumesc din toată inima. Și moștenitorii, poate, moștenitorii poate vreodată și-or trage piciorul pe la coada de vâlcea la Maria în Cotul Văii. Doamna Maria, noi vă promitem așa că anul care vine, eu sper că s-a terminat pandemia, continuăm tradiția la Câșița Prut Giugiuleț, la Bozia Mare, cu lăzărelul, și primul lăzărel îl jucăm la dumneavoastră, în curte. Mulțumesc. Vă aștept cu drag. Gătiți ouăle deci crude, pentru că venim. Da. Mulțumesc. Dragi telespectatori, asta ne-am propus pentru ediția de astăzi.